Salutare! Azi o să încep o rețetă. Am mai gătit ceva dimineață. Să vă uitați la carnea mea de porc și cârnații în untură. Ce să spun, a ieșit extraordinar. Trebuie să încep rețeta de azi pentru că abia mâine pot să o prezint. O să fac, la noi aici se zice răcitură sau piftie. Dar de data asta, după, cred că 7-10 zile, nu o să fie de porc. Eu am fost la cumpărături. Imediat revin cu ideea, spuma asta, cred că pisicii au furat ceva șampon și vin aici și-au făcut un jacuzzi. Așa mă gândesc, altfel nu-mi explic. La vremea asta eu nu am avut niciodată așa spumă în lac. Dacă știe cineva despre ce este vorba, am văzut că cresc și alge. Este incredibil. Da, într-adevăr, este cald afară, sunt vreo 9 grade acum, dar zilele trecute a fost frig. Da, eu am fost la cumpărături și dacă vă spun ce am găsit... Uite pe Bogdanei, hai să vă arăt. Ia uitați, am găsit tacâm de curcan. Dar nu e cum este tacâmul de găină, de pui. Uitați, am aripi. Am aici, de la gât, dar nu știu ce curcan era ăsta, cred că avea 30 de chile. Ia uitați, tot felul de bucăți. Asta e de la pulpă, uite, e plină de carne. Uite așa, uite, are os, are carne suficientă. Este exact ce trebuie pentru o răcitură. Eu am luat și două pulpe, dar nu o să le mai pun. Pentru mine este suficient aici. Tava asta este mare, nu vă dați seama. Eu fac exact cât îmi trebuie, nu vreau să, într-adevăr, dă mai bine să fac 10 farfurii și un platou mare, arată mai bine, dar eu gătesc cum ați gătit și dumneavoastră acasă, exact cât îmi trebuie mie. Nu vreau să fac risipă, nu vreau să arunc, da, este suficient acest acum și dacă vă spun cât a costat, aici este surpriza mare, 9 lei și are cam 1,5 kg, incredibil. Am curățat și 2 morcovi, un păstârnac. Acolo e o țelină mică, o ceapă mare. Na, exact ce trebuie pentru o răcitură, o piftie de curcan. Bineînțeles că o să trăiască usturoi. O seamă de varză întotdeauna. Am cât de bună este. Și sănătoasă. Extraordinar pentru stomac. Am aici și... Ia, nu se vede. Sunt sumas amândoi, frații, Marcel și Zoro. Deci eu cred că am exact ce trebuie pentru o răcitură, o piftie bună de curcan. Gata, ne apucăm. Am pus o oală pe foc, carnea de curcan. Eu am ținut-o în apă rece. O punem acum aici. Minunat acest acum. Minunat. Uite așa. Și o lăsăm să dea în clocot. O să vă arăt ce fac eu. Este foarte important la o răcitură de curcan, de rață, de pui, să faceți chestia asta. Revenim. Carnea a început să fiarbă. Vedeți? A făcut spumă. Acum eu opresc focul. Arunc zeama asta, spăl carnea, spăl oala, este foarte, foarte important și pun din nou carnea la fiert. Prima apă, am aruncat-o, am spălat carnea, am spălat oala, unii fac chestia asta și de două ori, eu cred că este suficient odată, încă o să scoată spumă, deci acum când o să dea iar în fiert, adunăm foarte, foarte bine spuma, asta o facem pentru o răcitură limpede și faină. O să vedeți ce bunătate o să iasă. Deci prima apă neapărat aruncată. Spată carnea, oala și continuăm. A început să facă spumă. Acum o să las focul mic și o să adun foarte, foarte, foarte bine. Cred că 10 minute tot o să facă spumă, pentru că are mult os. Și asta îmi și trebuie pentru o răcitură adecvată.
Mamă mia. Am spumat. Acum. Pun oțelină. Mică. Dacă aveți oțelină mare, puneți o felie, așa, la un centimetru. O ceapă mai mare. Doi morcovi. Un păstărnac. Asta e cam mare, da? O să dea gust bun. Și vreo trei căței de usturoi, așa, grăsuleni. Perfect. Frunze de dafin, vreo două. Piper, boabe. Și ceva sare. Să prindă carnea gust. Uite așa. Să aibă gust ca la o ciorbă. Gustați dumneavoastră să aibă gust. Să aibă gust. Bun. Acum o să las să fiarbă la foc mic. Nu știu. Minim o oră. După o oră verific. Trebuie să scadă zeama foarte, foarte mult. Să închege totul, să iasă gelatina din oase, din carne, să legumele să dea gust. O oră și revenim. Fierbem așa la foc mic. Eu am gustat deja, am mai pus puțină sare, trebuie să aibă gust. Zeama trebuie să aibă gust ca la o ciorbă. Așa arată după jumătate de oră. Vedeți ce limpede este zeama? Am spumat. Acum ne vedem după încă altă jumătate de oră. Sigur, mai trebuie jumătate de oră, o oră, să scadă zeama care se desprinde de pe os, să iasă gelatina. Dar sunt tare mulțumit. Arată perfect. Am zdrobit aici vreo 10 căței de usturoi, nu foarte mari, cu puțină sare. După ce am zdrobit bine, am pus și jumate de polonic din zeama în care fierbe curcanul. Curcanul nu mai are mult, dar uitați, am mușdeiul pregătit. Este perfect. După o oră jumătate, eu cred că este gata, carnea a fiert, am încercat cu furculița, se rupe de pe os, este ce trebuie, o să opresc focul. Am scos carnea și legumele, las puțin să se răcească, inclusiv zeama și carnea. Ce bine miroase! Zeama s-a răcit puțin, acum mușdeiul, până aici. Și las așa la infuzat. O să scot și carnea de pe oase. Legumele, mai ales morcovul, o să-l păstrez. Le țin că frige. Uite ce abur iese. Mama mia. În acest vas pot să fac eu răcitura. Mă pricep la multe, dar la ornat nu. Nu sunt artist, nu știu. 100% 99% dintre dumneavoastră o să faceți mai bine ca mine. O să pun, uite așa, pe fund ceva țelină care a devenit dulce, dulce. Nu-i țelină, e păstănac.
Mă scuzați. Da. Mai intră una aici. Uite, așa, perfect. Victor, dacă mă făcea mama, era bine. Morcov? Morcovul care a fiert cu cana de curcan. Hai să încerc să mă grăbesc. Încă unul aici. E bun. Acum. Niște frunze de pătrunjel. Da, putea să-mi iasă mult mai bine, dar v-am zis. Nu sunt eu făcut pentru așa ceva. Acum, carnea de curcan. Am scos-o de pe os. Pun fain frumos pe deasupra. A fiert foarte, foarte bine. Ia uite câtă carne. Dintr-un tacâm de 9 lei. Da, e mai mult decât un tacâm. Un tacâm așa, mai bogat. Arată bine? Uite, e Bogdan lângă mine care zice că arată foarte bine. Așa. Acum. Pun aici o strecurătoare. Și din zeama în care a infuzat usturoiul, punem deasupra. Cui îi place să lase usturoiul, să lase. Și eu de multe ori l-am lăsat. Dar acum, na, facem film. Nu-l mai lăsăm. Ia stai că mă chinuie așa. Pun cu ala, mai bine. Uite. Atât e suficient. Vedeți? Usturoiul a rămas aici. Eu n-am adăugat gelatină sau altceva. Nimic, nimic. Pentru că am avut multe oase. Este perfect. Perfect. Bucata asta de carne stă la interior. Uite așa. Acum o să las peste noapte la frigider. Și ne vedem mâine dimineața. Doamne ajută să iasă. Da, iese sigur. Iese o bunătate. Am gustat din zeamă. E senzațional. Ne vedem mai dimineața. Bună dimineața! Pare plăcut afară, dar e foarte, foarte frig. Răcitura mea a stat peste noapte la frigider. Era gata de aseară, dar nu mai aveam cum să filmez. Hai să vă arăt. Este super bine închegată. Sper și gustul să fie ok, dar sigur este. Hai să o și întorc. Nu o să desprinde ea așa repede, dar găsim o soluție. Uite, uite ce bine arată. Minunăție! O să încerc să o desprind. Să o prezentăm așa cum trebuie. S-a desprins mai ușor decât mă așteptam. Am băgat un cuțit așa mai finuț pe margine și aia a fost tot. Uitați răcitura, piftia mea. Eu zic că arată bine. Așa. Mie îmi place
să mănânc răcitura cu salată de sfeclă roșie. Sau clasic cu muștar. Uite așa. Super. Hai să dau salata mai aia așa. Perfect. V-am făcut poftă? Cu doar 9 lei. O mare investiție. Asta e mare, nu știu dacă vă dați seama. Apoi asta e de două, normal, e un platou, de fapt. Hai să și gustăm. Nici nu știu de unde să tai. Ia uite ce bine s-a închegat. Dacă nu aveți atât de multe oase, să se lege atât de bine, puneți puțină gelatină, că nu e nicio rușine. Să luăm o felie. Zici că este tort. Nu așa? Hai să văd cum mănânc. O iau cu mâna. Perfect condimentată. Perfect de usturoi. Uitați ce carne macră are înăuntru și bună. Excelentă. Mă duc să-mi plăcesc niște pâine. Și cred că o treime o termin. Nu vă spun cât este de bună. Să încercați rețeta mea de răcitură. De fapt, cred că este clasică, n-am făcut nimic în plus. Spectaculos a fost prețul din punctul meu de vedere. Eu vă mulțumesc. Vă spun poftă bună. La revedere. Nu uitați. Ținem legătura. Doamne ajută. Mamă mia. 9 lei.